Prețurile mici îi descurajează pe unii crescători de ovine să încheie contracte cu fabricile de producție. Cei mai mulți dintre ei preferă să-și vândă marfa în piețe, unde pot câștiga ceva mai bine. Constantin Cazimir, crescător din comuna timișeană Iosif Alău, mai are însă o problemă. Nu știe ce să facă cu lâna. Cum a fost anul ăsta? Producția de miei s-a făcut? A fost bunișoare. Bun. Ce ați făcut cu miei? Am tăiat, am dus în piață, am... restul i-am oprit, i-am... pentru reproducție, mielele, toate le-am oprit, berbecuții de reproducție, iar am oprit tot ce se poate. Producția de lapte, sunteți mulțumit? Da. Cât aveți? Aveți o medie, știți, să evaluați? Păi cam facem în jur de 12 kg de brânză pe capul de oaie. S-au cotit la brânză, deci. Și desfacere? Desfacere, piețe, unde putem și noi. Nu ați reușit să faceți un contract cu o fabrică? Am avut anul trecut, dar prețul mic și nu-i rentabil. Cât mai de? Bine le lăsăm 2 lei acum de Lact Italia, de la Izvin. Cu pășunatul? Pășunatul nu avem probleme. Avem pășunat. Avem... Cât aveți? Am 65 de hectare închiriate de la Consiliul Local Topolovăț. Un an de zile. Spuneați că aveți un cioban? Da, am un cioban angajat. E mai bine așa? Vă descurcați mai bine? Păi altfel nu putem, numai noi, familia noastră, eu cu nevastă mea. Și se descurcă un cioban cu atâtea oi? Păi nu numai el, suntem și noi. Mai el ne ajute, asta e ca ajutor. Deci noi nici baza, el e așa, ajutor. Alte probleme de la stat, subvenții ați primit? Da, ne-au dat. Sunteți mulțumit? Cu că suntem, că nu suntem, e bine că tot ne mai dau ceva. Dacă nu ne-ar da deloc, e mai rău. S-ar putea totuși mai bine. E problema cu lâna, că lâna nu se caută, stăm cu lâna vândută, n-ai nimic. Aveți în stoc? Da, cum? Cât? Că eu am vreo 1500 de kg, 1700. N-ați încercat să o dați în străinătate sau altă lume? Nu vine nimeni să o ia, lucrui să o dăm. O dăm la... Și ce faceți cu ea? La urmă aruncăm, ce se face. Ce poți să faci cu ea? Dacă nu vine nimeni să o... Am mai aruncat în manos. E ceva, nu e ceva nou la noi, treaba asta. Păcat. Mă gândesc că în alte țări poate se caută în industrie de specialitate. Și la noi s-o cota până nu merge industria linii. Dar acolo nu mai merge. Nu mai sunt fabrici, nu nimic. Inclusiv noi purtăm pulovere din așa de sintetice, numai de lână. Constantin Cazimir este proprietar a 550 de țurcane bălaie, o varietate care ar putea fi declarată în curând rasă. O rasă bună de oi care e rezistantă la aici pentru climatul nostru de Banat, chiar și de munte, dacă e tot rezistente, nu știu ce să vă spun. Am un număr de 550. La domnul aici, Cazimir, avem oi, tot țurcană, dar varietatea Bucălaie, o varietate nouă, foarte rezistentă, care în curând vrem să o declarăm ca rasă. Este o oaie deosebită, deci cu producție bună de lapte, un spor foarte bun la miei, bine adaptată la mediu și care a cucerit tot mai mult piața în România.